cronograf. Nu cronograf, dar cronograf. Mie mi-au plăcut toate filmele. Sunt unele filme care au rămas nemenționate, care mi-erau dragi, dar asta înseamnă un concurs și asta înseamnă participare la concurs. Eu consider că toate filmele sunt câștigătoare pentru faptul că au trecut, au ajuns în finală. Dacă nu era acest cronograf, eu nu aflam extraordinară poveste a Basarabeanului Nicolae Simatov, care a devenit super vedetă în Barcelona anilor 50. Asta m-a marcat. Vă oferim un premiu. Simpatia publicului, filmului Gabor, Spania. Eu sunt puțin mai sentimental decât credeam. E sigur că am fost cucerit de acest film și aș putea spune că am votat pentru el. Premiul întâi și trofeul la secțiunea poziției locale se acordă filmului de litocit la Panta de Sus, în regia Alinei. La arhivă m-am dus, spune, chiar s-a întâmplat cu bunielul, sunt documentul. Dar consider că trebuie să vorbim despre Emilie, să vorbim despre uciderea elitelor, deci elitocitul în termen nou, de arestat în dicționare, dar e un fenomen care s-a întâmplat. Cu premiul mare, trofeul în secțiunea de bază, filmul Cardiopolitica, Rusia. Când prima dată am văzut material brut, eu am îndrăgostit în personajul, în protagonistul și a fost cum? A fost ca viață, ca altă viață să lucrez asupra acest film. Nu cred că trebuie să vă deranjeze faptul că a revenit trofeul pentru Rusia. A revenit filmul. Care film, în opinia mea, este unul absolut important pentru noi moldoveni. Este un personaj absolut strălucit, un chirurg de excepție. Și asta este intriga filmului și este intriga noastră. Врачи должны как священники. Они должны, если по большому счету. А наш президент это Владимир Путин! Ура! Я никогда не участвовал.